Andrej Gomes, Umtiti, Denis Suarez, Arda Turan, Arda Loposa, Rafinha, az még ott van, Dinyelőt, és megvan a vezetés a Barcelonának. Lucas Digne találatával vezet a hazai csapat. Croatul Ivan Rakitic, gol Barcelona, ghicise colțul, 2-0. Dacă n-a fost o repriză cu multe ocazii, pe suportar trimite Ivan Rakitic, chiar dacă spuneam n-a fost o repriză în care Barça să presteze un joc entuziasmant. Am văzut, a marcat la primul șut. Iată-l pe Arda Turan, un dribbling excelent, scoate mingea lui Rafinha care șutează, nu stă pe gânduri. Brazilianul, stâng bun. Spuneam, în campionat a reușit să marcheze de 5 ori Rafinha. Tește centrarea, arată bine pentru Arda Turan. Gol Barcelona. Ce frumos atacă acea minge și Arda Turan a avut timp să pregătească centrarea. Alex Vidal, pe vremuri, mai bine spus, în era pe Guardiola, nu prea vedeam asemenea faze la Barcelona. Centrări din bandă. O echipă obișnuită să intre cu mingea în poartă, să pună mereu balonul jos. Cu șansă totuși, mingea ajunge la Paco Alcácer. Poziție corectă la Rafinha. Centrarea este deviată. Au cerut offside și aici cei de la Hercules Alicante. Fanionul rămâne jos. Trare Paco Alcácer, scrie Arda Turan. A avut această centrare a lui Alex Vidal. El a centrat la primul gol al lui Arda Turan. Îi pune mingea pe frunte aici lui Paco Alcácer. Gol! Golazo! El a fost un jucător care a evoluat pe Camp Nou. Recuperează și potrivește mingea și trimite senzațional în plasa laterală. Iată cum lovește mingea cu interiorul piciorului drept Arda Turan. Barça a marcat de 7 ori și cu Celtic. 7-0 s-a